Conform standardelor Uniunii Europene, până în anul 2016, toate localitățile din județul Giurgiu trebuie să beneficieze de apă curentă și canalizare. Acest proiect supus spre aprobare s-a aflat astăzi pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean, care de altfel a creat și discuții în contradictoriu. Vicepreședintele Consiliului Județean, Cristian Marciu, s-a declarat nemulțumit de faptul că masterplanul care vizează introducerea apei curente în fiecare sat a fost amânat 5 luni de zile, cu toate că acesta putea fi supus spre aprobare încă de atunci. Nu știu de ce a fost nevoie de 5 luni de zile ca să ajungem la același rezultat. Nu știu ce este acest rezultat. A mai fost o întâlnire la care a participat și CES, și Ministerul Mediului, și Ministerul de Finanțe. Când? Și unde a fost la prevenire? La Consiliul Județean. Când? Nu una mai. Domnul Amai a fost la serviciu, domnul. Articolul 2 din proiectul Sănătate asigurată prin apă curată a atras din nou atenția vicepreședintelui Cristian Marciu, care nu a înțeles de ce mai trebuia încă o dată mandatat reprezentantul județului Giurgiu în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. La constituirea de atunci, din 2007, acestui an, din partea Consiliului Județean, n-a fost nimeni reprezentant în adunarea generală. Și acum mai punem încă unul? Eu întreb, în 2007 mai a fost încă un reprezentant? Sau e singurul? Atunci la ce mai era nevoie să o trecem aici? Să mandatează, să aprobe, nu cum am mai. În ceea ce privește masterplanul, acesta a fost implementat în anul 2007, când s-a realizat accesarea fondurilor. Tot atunci s-a înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, cu scopul de a realiza în comun proiectele de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. Cert este că până în anul 2016, întreg județul Giurgiu va trebui să beneficieze de aceste utilități. Cu toate discuțiile iscate, proiectul de hotărâre a trecut de votul consilierilor, iar acum urmează să fie pus în aplicare.